Hai, salut băieții și bine am găsit la un nou episod de pe canal. Suntem tot pe serverul RPG Bihut, băieții. Și în episodul de astăzi vreau să vorbim despre casa abonaților. Dar înainte să dea drumul la videoclip, băieți, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, pentru că am văzut că vă place să dați acolo like. Și am strâns destul de multe like-uri, chiar foarte multe pentru mine la ultimele videoclipuri și nu pot decât să mă bucur. Și v-aș ruga să apăsați și la acest videoclip pe butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi pe canal și să apăsați clopoțelul cu toate notificările, pentru că o să primiți notificări când suntem live și când postăm un nou videoclip, ca să fiți acolo premii. Băieți, aici au venit să-mi admire casa, banană, tag, cât ai dat, 8. Ah, nu știu. Am luat-o așa. Ok, o să-i lăsăm aici și... Opcacaca. Da, mă, băieții, am cumpărat casa abonaților, casa 186, hai să vă... da, chiar va. Hai să vă prezint și vouă casa. Casa are de 186, cam așa arată casa, cel mai mare interior de pe server, din câte mi-au zis băieții, are două interioare, am înțeles, balas și nu mai știu ce, cobori și pe aici, intri la de-asta de chimicale, te duci, te rătăcești în casa asta, dar v-aș recomanda să nu veniți până aici, pentru că... Probabil o să ieșiți mai greu după din casă, dar aveți aici două interioare, nu vă mai trebuie nimic, vrei 10 pe ea? Nu. Da, mă, băieții, văd că deja primesc oferte făcută, dai 25. Da, mă, da. Da, mă, băieții, casă 186, vă aștept aici curent. Și în videoclipul de astăzi vreau să dăm bani unui renter, hai să dăm aici renter, să vedem cât suntem un renter. O să vă zic din start, luăm de sus în jos, da? Către renter, suntem rând de sus în jos, suntem 12, da? Intrăm frumos acum pe Google, pe random.org și dăm aici să băgăm, stai așa să ne conectezi la site și băgăm de la 1 la 12, hâs, generate ID 8. Hai să vedem cine are, de fapt nu e ID 8, e al 8-lea jucător. Și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Alberto, 8, Andrei Power, ID 231. O să mă duc acum frumos la bancă să-i dau transfer, o să-i dau... Cât să-i dau? 30 de cacao să-i dau. Și oricum toată lumea are șanse, vedeți că nu fac nicio șmecherie, nu fac nimic, nu filmez de mai multe ori, că trebuie să fii tâmpit să gândești așa ceva, că filmez de mai multe ori să dau bani cui vreau eu. Clipul fac direct, cine câștigă aia e. Și bă, pentru ăștia începători mai ales, eu zic că e o idee destul de bună asta cu casa. Dați rent acolo și nu trebuie să faceți nimic, nu trebuie să stați în casă, doar dați rent și... Curent de morgă, dacă aveți noroc, o să câștigați. Și mi-am cumpărat și un Infernus, băieții, pentru că probabil o să vă întrebați ce am făcut cu banii. I-a zis lui Chierva că a dat 1 miliarde, dar n-am dat 1 miliarde, am dat 7,5 miliarde pe casă și 1,5 miliarde pe Infernus, adică total 9 miliarde. Și am cumpărat și câteva puncte premium, o să aflați în videoclipul următor de ce... Uite pe aia, ce fă moia? O să aflați în videoclipul următor de ce, dar în videoclipul de astăzi vreau să vorbim așa strict despre casă și ce am mai făcut noi pe server. Ce idee aveam, mă, 2-3-1, stai așa să nu uit să dau aici, 2-3-1, Andrei Power. Probabil unii știți de ce am cumpărat PP-uri, ce s-a întâmplat, adică am ieșit din facțiune, mai pe scurt, o să vă explic în videoclipul următor de ce și cum și ce s-a întâmplat. Am ieșit din School Instructor. După o zi pentru băieții ăștia care nu se uită pe live-uri și urmăresc doar videoclipurile, după două zile pentru cei care stați și pe live-uri, hai să dăm acum transfer 2-3-1-30-1-3-1-3. Easy. A primit 29 cacao, băiat Andrei Power, rentă la casă, cel mai șmecher, am făcut și un post pe comunitate, oricum. Dacă n-ați văzut acolo pe comunitate, ați aflat acum pe videoclip că am cumpărat casa și o să dăm bani la renteri. Și bă, și am văzut că toată lumea e acum în hype, în nebunie, bă, a renunțat Michael, l-a luat remove Ritrean, l-a luat remove și Lisabona sau cum o chema pe prietena lui Michael. Bă, ce pot să zic? Nu știu exact, dar... Nu vreau să vorbesc prostii, nici nu o să vorbesc, am vrut să zic acum ceva, dar nu o să vreau să vorbesc, pentru că probabil o să vorbesc prostii, nu știu, sigur, și de asta nu o să vă zic și vouă. Bă, nu știu, pentru, nu, părerea mea e că e bine că Michael a renunțat, adică totuși a ținut 500 și ceva de zile și are admin 5, dar, bă, trebuia și un jucător, un alt jucător să mai aibă ocazia să fie lider la LSPD.
Am înțeles oricum că era inactiv, nu se mai ocupa, făcea ore, asta am văzut la videoclipul lui Răduc, respect Răduco. Am văzut la videoclipul lui Răduc că făcea ore în Virtual World cu trenul, cred, ca să nu fie inactiv. Și făcea în Virtual World cu un tren să nu fie acolo inactiv, pula mea, n-a prea am înțeles eu, dar oricum, făcea inactivitate gen autoclicker. Ca admin 5 și ca lider destul de nasol, nu știu ce s-a întâmplat. Nu vreau să mă bag, poate are motive bune de ce a făcut chestia asta, poate chiar nu mai are timp de sump și a vrut totuși să țină funcțiile ca să nu lase la nimeni. Chiar nu știu, am înțeles că vrea să renunțe și la admin, aia e. Prietena lui a luat remove pentru că a fost inactivă și ea după 200 și ceva de zile. Și Nitrean am înțeles că a luat pe greșeli multiple, bă, la Nitrean nu mă așteptam sincer să iasă pe greșeli multiple pentru că a fost... Colider la Michael, tot la fel, 200 de zile parcă sau 200 plus, în care am înțeles că mi-a făcut nicio greșeală și pe lângă asta am mai ținut și liderul peste 200 de zile și a ieșit pe greșeli multiple, adică 3 din 3. Mă, nu mă așteptam, chiar îmi pare rău de Nitrean, mă înțelegeam bine cu el și încă mă înțeleg bine cu el și nu știu ce s-a întâmplat, n-am mai vorbit în ultimul timp, am încercat să-i scriu pe Discord să văd ce s-a întâmplat, dar am văzut că cred că m-a blocat, că nu mai găsesc dacă scriu numele lui. Și... Chiar nu știu ce s-a întâmplat, oricum, pare rău de Nitrean. Da, mă, băiții, și pentru ăștia care vă uitați pe videoclip, v-am zis, mâine o să apară videoclip de ce am ieșit din School Instructor, cum am ieșit din School Instructor și probabil o să avem și altă facțiune, Doamne ajută să ne acceptează într-o facțiune. Am aplicat în LSPD, dar dacă o să se deschidă în alte facțiuni, o să aplic în altă facțiune. Sunt curios acum, bine, vă dați seama, cred că toată lumea e curioasă ce o să ia lider la LSPD. O să vreau și eu ceva PD, Hitman, TTC, nu știu ce să zic, că mi-ați mai spus unii dintre voi să încerc TTC, dar nu știu, vreau departament, ceva departament, oricum, o să apară videoclipuri în fiecare zi, câte un videoclip și live-uri, două live-uri pe zi, dacă sunteți activ o să vedeți gen parcursul meu. Da, parcursul ăsta pe Bihut, ce facem, ce se întâmplă, unde aplicăm, scoatem aplicații, scoatem hackele, scoatem, le aplicăm, iar ne luăm 3 din 3 în School Instructor, respect. Da, mă, băieții, și cam asta e treaba, am făcut videoclipul ăsta, mai mult să vă anunț de casă, nu am ce să fac altceva interesant pe server, pentru că, na, sunt civil, nu pot să dau licențe, nu neapărat licențe, nu am ce raport să fac, o să... filmez videoclipurile până să intrăm într-o facțiune, mai mult așa ca să vorbim despre anumite lucruri, ce s-a mai întâmplat. Hai să vă mai arăt ce am mai făcut cu contul, 31 de ore jucate, level 10, banii ați văzut și în status și acolo mână, avem aici niște B-points, gift points, o să vreau să adun B-points-urile pentru că am de gând să cumpăr și eu contul la premium și premium plus pe viitor, să sperăm că cât mai repede. Dacă reușim cu job goal-uri, cu activitate, cu sleep, cu astea, cu ore pe G, sper să reușim. Și da, mă, băieții, cam asta ar fi cu videoclipul. Nu uitați, dacă este noi pe canal, să vă abonați, să apreziți clopoțelul. V-am zis asta și la început de clip, pentru că clopoțelul ăla e cel mai important. Dacă sunteți noi pe canal, pula mea, dacă vă uitați doar așa și nu sunteți noi pe canal și nu v-ați abonat, abonați-vă. Și dacă vreți să continuați episodul cu Sam, să apăsați pe butonul de like. Cam atât ar fi, băieții, cu videoclip, am dat bani la renter, eu am fost Hunter, ne vedem data viitoare, să sperăm că cu facțiune, să sperăm, eu am fost Hunter, ciao, că nu mai am ce să vă zic, cine a zis până aici, până la minutul ăsta, să zică în comentarii, ce să zică mă în comentarii, Hunter cel mai șmecher, hashtag Hunter cel mai șmecher, nu știu, scurios câtă lume se uită până aici, eu am fost Hunter, ne vedem data viitoare, re.